Bună ziua, domnul Robert Turcescu, deputat PMP, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Turcescu, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Bună ziua tuturor celor ce vor urmări acest interviu. O să vreau să începem interviul de astăzi în forță cu o veste de ultima oră. Practic, în nemulțumirile privind GDS-ul escaladează. Am văzut chiar înainte să intrăm că Laura Ștefan, expert anticorupție, și-a anunțat demisia din GDS. Cum vedeți dumneavoastră toată nebunia asta creată în ultimele zile în organizație? Trebuie să spun că mă mâhnește ceea ce se întâmplă în momentul de față la Grupul pentru Dialog Social și am să fac o istorie foarte scurtă. Ca jurnalist am participat în anii 90 și nu numai la nenumărate dezbateri de la Grupul pentru Dialog Social pe teme extrem de importante pentru România și am apreciat și apreciez în continuare rolul pe care l-a jucat de-a lungul acestor 30 de ani, practic, aproape, Grupul pentru Dialog Social în ceea ce înseamnă societatea românească. S-au întâlnit acolo și s-au confruntat păreri în legătură cu Revoluția, cu mineriadele, cu starea economiei. Din toate zonele, practic, dezbaterile de la GDS au fost un soi de creuzet din care s-au desprins adeseori idei valoroase. Mai mult decât demisia doamnei Laura Ștefan, însă, pe mine m-a întristat astăzi intrarea, dacă vreți, în silențio stampa și retragerea din GDS, cel puțin pentru o perioadă, a domnului Radu Filipescu. Domnul Radu Filipescu, pentru cei mai tineri care privesc poate acest interviu, este un om de un curaj extraordinar, care a și făcut pușcărie politică ani mulți înainte de 1989 pentru puterea de a se fi opus regimului Ceaușescu. Domnul Radu Filipescu este o persoană de o decență rară și un om cu un caracter deosebit. Niciodată nu a făcut gesturi publice menite să-l scoată pe el în evidență, niciodată nu a căutat lumina reflectoarelor, deși mi-amintesc cu mare plăcere faptul că am reușit să am câteva dialoguri televizate cu domnul Radu Filipescu de-a lungul anilor. Deci l-ați cunoscut personal? L-am cunoscut și îl cunosc personal pe domnul Radu Filipescu. Faptul că domnul Radu Filipescu a decis să se retragă de asemenea din Grupul pentru Dialog Social, toate aceste retrageri, demisii despre care vorbeam, având legătură, evident, cu premierea de către GDS a domnului Augustin Lazăr, ne arată că s-a ajuns într-un punct în care oameni de mare valoare pun sub un mare semn de întrebare acest gest pe care l-a făcut Grupul pentru Dialog Social. Să ne înțelegem. Sigur că trăim o perioadă tulbure în care chestiunile legate de justiție au polarizat extraordinar de tare societatea românească. Sigur că în acest context activitatea domnului Lazăr, care e văzut în momentul de față ca fiind de partea bună a baricadei, unii au spus că îi se poate trece cu vederea trecutul domnului Lazăr, că rolul pe care l-a avut în acea comisie la Aiud nu a fost unul extraordinar de important și așa mai departe. Înțeleg, repet, în contextul acestor polarizări, poziția acestor oameni. Dar eu însumi am avut un bunic închis vreme de 10 ani de zile la Aiud, 10 ani de temniță grea, și ca mine sunt, din nefericire, foarte mulți oameni din această țară care au o istorie în familie cu astfel de cazuri. Sigur, se întâmpla istoria bunicului meu în anii 50-60, nu ținea de perioada domnului Lazăr, dar Aiudul este o rană deschisă. Și este în continuare deschisă în societatea românească, pentru că am făcut greșeala majoră noi ca societate să nu susținem în anii 90 punctul 8 de la Timișoara, care ne-ar fi scutit de multe nenorociri care s-au abătut asupra noastră, racordate la ceea ce înseamnă trecutul comunist al acestei țări. Din acest punct de vedere, susțin și cred cu tărie în continuare că poziția domnilor Filipescu și nu numai, a doamnei Laura Ștefan, pe care am amintit-o mai devreme, înțeleg că și Mircea Dinescu a decis să se retragă din calitatea de membru fondator al Grupului pentru Dialog Social. Ei bine, toate aceste gesturi ar trebui să-i dea de gândit, ca să nu spun mai mult, domnului Lazăr. Cred că ar trebui să facă un pas în spate, chiar dacă, spun în continuare... Să demisioneze? nu știu dacă să demisioneze, să-și ducă acest mandat până la capăt și să nu mai ceară încă un mandat de procuror general. Eu mă feră să-i dau vreun sfat în acest moment domnului Lazăr, dar cred că se pot găsi procurori performanți, cu carte, cu școală, în stare să reziste și la presiunile politice și care pot ocupa această funcție de procuror general al României fără să fie bântuiți, iată, cum se întâmplă în cazul domnului Lazăr și al cazul altora, de stafiile unui trecut odios, cum este trecutul de dinainte de 1989. Din acest punct de vedere, demisiile domnului Filipescu, doamnei Laura Ștefan și ale altora, cred că trebuie să reprezinte, atât spun, un semn de întrebare și un semnal de alarmă pentru domnul Augustin Lazăr. Da. Ce credeți că se va întâmpla cu grupul pentru dialog social, având în vedere aceste retrageri? Cred că la rândul lui, comitetul de conducere al grupului pentru dialog social trebuie să analizeze atent aceste... Sunt convins că acolo au avut loc dezbateri, asta și spune Radu Filipescu în postarea pe care o face apropo de retragerea din grupul pentru dialog social. Au avut loc dezbateri, sunt convins că au existat opinii divergente și, sigur, s-a votat, s-a ajuns la această concluzie că domnul Augustin Lazăr trebuie premiat, dar ar fi păcat pentru ceea ce înseamnă așa istoria și actualitatea și așa firavă a societății civile românești să dispară sau să fie ponegrită imaginea unui creuzet, cum spuneam, al unor idei extraordinare din perspectivă socială, cum este și cum a fost grupul pentru dialog social. Sper ca la nivelul grupului să se revină la o linie pe care și-au asumat-o încă din actul fondator, în care spuneau că grupul pentru dialog social se desparte complet, total, de orice fel de colaborare cu oameni care au avut intersecții la un anumit nivel cu ceea ce însemna regimul opresiv de dinainte de 1989. Numele dumneavoastră se regăsește pe lista partidului pentru alegerile europarlamentare din acest an. Cum decurg pregătirile pentru evenimentul 26 mai? Da, sunt candidat al Partidului Mișcarea Populară în alegerile europarlamentare din 26 mai. Ocup poziția 6 pe buletinul de vot. Partidul Mișcarea Populară, la fel ca mai toate partidele aflate în această competiție electorală, se află în precampanie și probabil că puteți vedea, deși, haideți să fim cinstiți, nu este o precampanie, toate partidele sunt deja în campanie. Asta neoficial. Pentru că, da, neoficial să spunem, dar limitările impuse de lege în legătură cu afișajul stradal, cu afișarea unor bannere, cu multe alte chestiuni care au loc în interiorul celor 30 de zile, partidele evident că încearcă să fure startul. S-a întâmplat și la alegerile generale și la alegerile locale de anul de acum 2 ani și în condițiile acestea, desigur că e mai mult decât o precampanie, aproape o campanie începută. Cam așa se întâmplă lucrurile. Cel mai important lucru este ca structurile din teritoriu ale Partidului Mișcarea Populară să fie pregătite pentru această confruntare politică din 26 mai. Pe asta ne axăm în acest moment și ne mai axăm și pe aducerea la cunoștința publicului votant din 26 mai a celui mai important element, cred eu, din perspectiva Partidului Mișcarea Populară, și anume faptul că domnul Traian Băsescu este cel care deschide lista Partidului Mișcarea Populară pentru alegerile europarlamentare. Sigur că eu am o istorie lungă și ca jurnalist și ca membru de partid cu domnul Traian Băsescu, dar o spun și dacă n-aș fi candidat sau n-aș fi membru PMP, o spun cu tărie, o rostesc cu tărie. N-am văzut în spațiul public și politic românesc, dar mai ales în spațiul politic, un om mai bine pregătit în ceea ce privește afacerile europene decât Traian Băsescu. E, desigur, avantajul, alonja dată de faptul că a avut 2 mandate ca președinte al României, că a participat la zeci de întâlnările ale Consiliului European, locul în care practic se stabilește linia politică de acțiune a Uniunii Europene și unde se iau deciziile cele mai importante. Sunt convins că dacă va ajunge în Parlamentul European, și aici eu încep să cred că nu mai e un dacă, ci sigur Traian Băsescu va fi parlamentar european, sunt convins că va fi o voce nu numai pentru România extrem de reprezentativă, ci pentru însăși Uniunea Europeană. Cu ce teme ar trebui să meargă la Bruxelles un europarlamentar român după 26 mai? Care considerați că sunt temele esențiale, dacă aș putea să le numesc așa? Mă bucur că puneți o astfel de întrebare, pentru că în spațiul public românesc, în momentul de față, sunt foarte multe voci pe care le aud și uneori rostesc asta cu mare stridență, faptul că un europarlamentar trebuie să meargă în Parlamentul European și să reprezinte România, să se bată pentru România, să lupte pentru România, eventual să ia la trântă cu Comisia Europeană și așa mai departe. Cred că se neglijează cel mai important aspect, și anume că vorbim despre Parlamentul European și vorbim despre Europa Unită. Noi nu întâmplător am pus sloganul Uniți în Europa, sloganul Partidului Mișcarea Populară în această campanie. Pentru că a ajunge în Parlamentul European înseamnă să te bați pentru proiectul european, care desigur include România. Acolo nu este o luptă pe cine smulge mai mult, ci pentru cine reușește să vină cu idei cât mai bune pentru ca proiectul european să progreseze. O Europa cu prea multe viteze, poate chiar mai mult decât două, cum se întâmplă în momentul de față, o Europa debalansată, Europa care nu reușește să se pună de acord pe teme importante, este un eșec nu numai al statelor mici, ci un eșec al întregii Uniuni Europene. De aceea, cred că un europarlamentar conștient de ceea ce înseamnă importanța Parlamentului European ar trebui, spre exemplu, să propună, și este un proiect cu care noi vrem să meargă Traian Băsescu la Bruxelles și vrem să se audă tare la Bruxelles, iată, ar fi unirea printr-un canal navigabil a Constanței cu Rotterdam. Și acest lucru se poate face și nu e nevoie decât de un consens al statelor prin care există căile navigabile care să facă posibil un astfel de traseu, pentru ca lucrul acesta să se producă. Vedeți, sunt teme care sigur avantajează România, ar fi o cale de acces spre inima Europei dinspre portul Constanța, dar în același timp o victorie uriașă, aș spune eu. Da, pentru... dar în același timp ar fi o victorie uriașă pentru și o aducătoare de prosperitate pentru tot ceea ce înseamnă Uniunea Europeană. Genul acesta de proiecte sunt cele care trebuie puse pe tapet, cele care desigur pleacă la un moment dat, dacă vreți, de la țara ta, dar aduc prosperitate întregii Europe. Nu este o bătălie doar pentru a smulge mai multe fonduri europene. În fapt, absorbția fondurilor europene nu este o chestiune care să țină de cât de vocal sunt europarlamentarii români la Bruxelles, ci absorbția fondurilor europene este legată indisolubil de politica internă. În fapt, e o vorbă veche a lui Nicolae Iorga: dați-mi o politică internă bună pentru a avea o politică externă performantă. Din punctul ăsta de... cred că mă înșel, cred că era vorba de Nicolae Titulescu, nu de Nicolae Iorga. Cu siguranță de Titulescu. În felul acesta se pune problema. Câtă vreme vom reuși, bani sunt, bani europeni. Capacitatea noastră de absorbție pe proiecte de bani europeni este una deficitară. Și n-am să rostesc aici lucruri pe care le tot auziți de fiecare dată, mai ales că toată lumea se concentrează pe ceea ce înseamnă construirea de autostrăzi, pe ceea ce înseamnă proiecte mari, grandioase de infrastructură. Nu. Banii europeni, de exemplu, sunt foarte mulți în domenii pe care le privim poate numai în momente de criză cu mare atenție. Învățământ, educație, cercetare științifică. Unde ocupăm ultimul loc. Exact, deci noi ne ducem, sigur, Europa. Că ne lăudăm cu producția la hectar, dar state pe lângă noi, care au la rândul lor chiar terenuri mănoase pe care fac agricultură, uneori chiar performantă, nu uită că este la fel de important să ai cercetare, dezvoltare foarte bine pusă la punct, că trebuie să ai un sistem de sănătate bine pus la punct. Vă spun un lucru. Au tot timpul o dezbatere intensă în spațiul public românesc despre faptul că trebuie să recuperăm măcar jumătate din cele 4 milioane de români care sunt acum în afara granițelor țării, pentru că nu mai avem forță de muncă, pentru că am ajuns să aducem vietnamezi în România, pentru că ne pleacă specialiști. Dar și îi aud pe guvernanți spunând că vor oferi facilități fiscale, că vor încerca să găsească idei prin care, iată, muncitorii din construcții, spre exemplu, acum trebuie să primească minimum 3.000 de lei salariu minim dacă lucrează în construcții. Bun, e o etapă. Dar oamenii nu înțeleg un lucru, că muncitorul român care acum lucrează afară și care dacă își face un calcul simplu și zice, da mă, cât câștig aici, rămân cu 1.500-2.000 de euro, hai că mă duc acasă că uite, am minimum 3.000 de lei pe un șantier și cu siguranță voi câștiga chiar mai mult de atât, omul acela însă problemele nu se limitează numai la salariul pe care îl primește de la serviciu. Omul acela beneficiază astăzi fiind în Spania, Franța sau Germania sau Marea Britanie, Regatul Unit, și de o asistență medicală performantă, ceea ce în România nu se întâmplă. De un sistem de educație în care copiii lui chiar nu devin analfabeți funcționali, ci își pot găsi chiar după absolvirea liceului sau după absolvirea facultății imediat un loc de muncă, nu ajung să facă doctoranzi care vând în cele din urmă la un supermarket. Deci oamenii când se gândesc dacă s-ar întoarce în România, se gândesc la mult mai multe lucruri decât simplu fapt că ar putea circula pe autostrăzi mai bune sau că ar câștiga un salariu destul de bun în țară. E un complex de factori. Lumea românească a diasporei este o lume care învață și au învățat mulți dintre ei cum se trăiește într-o țară civilizată. Or, acolo nu e vorba doar de bani, este vorba de sistem în sine, de faptul că nu stau la cozi la ghișee, că pot face totul online printr-un singur click, că fiscul nu este agresiv cu întreprinzătorii privați, în orice caz nu la fel de agresiv cum este cel din România, că e mai multă curățenie, că e un aer mai respirabil, că transportul în comun funcționează la un anumit standard. Cetățeanul român devenit cetățean european după admiterea noastră în Uniunea Europeană în 2007, nu spune că s-a învățat cu traiul bun, ci s-a învățat cu ceea ce înseamnă lumea civilizată. Ori ăsta este un lucru care îl va face cu mare greutate să revină într-o Românie în care problema corupției e în continuare una la scară endemică, în care funcționărimea bugetară este supradimensionată și avem deja o aristocrație bugetară. Ați văzut ce se întâmplă, care este facultatea unde se înghesuie toți să prindă un loc, Academia de Poliție. Da, acolo sunt cei mai mulți pe loc în momentul de față în România. Este nefiresc ca un tânăr, mi se pare, la 20 de ani și nu numai la Academia de Poliție și în alte părți, să se bată, să găsească un loc călduț de muncă la stat. Când la 20 și ceva de ani ai și energia și probabil și dorința de a performa în domeniul privat, de a-ți face propria afacere. Ori lucrul ăsta nu se întâmplă. Dar acum că tot ați adus discuție de românii din afară, credeți că în aceste condiții mai există vreo șansă să-i aducem în țară? Doamne, vorbim totuși de 4 milioane de români. Nu vreau să rostesc vorbe mari, însă să știți că nu știu cât a stat, poate n-a stat prea mult timp, dar și dacă a stat în concediu departe de casă vreme de 10 zile. Tot ți se face dor. Ți se face dor. Să știți că românilor care sunt acum plecați în afara granițelor țării, sigur că lumea occidentală, lumea prosperă, lumea civilizată le creează un confort de viață, dacă vreți, deosebit. Dar nu ești acasă. Îți lipsesc prietenii, îți lipsesc locurile copilăriei, nu vreau să devin nici sentimental, nici romantic în exprimare, dar e un dor care te apasă. Oamenii aceștia nu trăiesc o viață prosperă, dar trăiesc în același timp o dramă. Drama de a nu fi acasă cu ai lor. Și astea sunt momente extraordinar de chinuitoare, mai ales în perioadele de sărbători, că toți suntem în preajma sărbătorilor pascale. Să nu poți să fii cu prietenii, cu familia, să nu-ți pregătești tu acasă mielul, drobul și așa mai departe. Și să fii în străinătate, trimițând bani acasă și spunându-i mamei că așa fac toți. Mamă, trimit bani înainte, fă toate cumpărăturile, când vin vreau să petrecem cum petreceam noi pe vremuri. Oamenii ăștia vor veni cândva înapoi. Dar România are urgent nevoie de un proiect de țară pe termen mediu-lung care să le dea măcar sentimentul că venind înapoi în România se vor putea integra rapid în acest proiect care deja duce România spre alinierea la ceea ce înseamnă standardele civilizației occidentale. Asta vor oamenii ăștia, să vadă că se mișcă ceva în România. Câtă vreme noi, în loc să absorbim fonduri europene care sunt la discreție pentru construire de drumuri expres sau pentru construire de autostrăzi, tot cu bani de la buget încercăm să le facem, că nu suntem capabili să facem proiecte viabile, sau tot avioane visăm de parteneriat public-privat când stau banii europeni și ne așteaptă, oamenii aceștia care trăiesc în lumea aia și văd cum se întâmplă lucrurile cu fonduri europene și așa mai departe, vor spune de fiecare dată pas, mai stau, un an, doi, trei, poate vine un guvern, și revine... Exact, poate vine un guvern care să pună România pe șină. Și mai e ceva. Cred că niciun guvern nu va reuși într-o perioadă scurtă de timp să rezolve iarăși o dramă cu care ne confruntăm acum. Și anume această polarizare, divizare, stare de anomie socială în care trăim deja de prea mulți ani. România are nevoie de o împăcare cu sine, dacă vreți. Trebuie să învățăm să ne iertăm, să fim ceva mai toleranți, să nu abandonăm nici lupta împotriva corupției, nici nu mă refer la toleranța față de acte abominabile săvârșite de cei care se află în fruntea țării. Dar e prea mult, e o stare de prea mare tensiune în momentul de față în România. Ori gândiți-vă la un român care vine, să spunem, dintr-o țară în care subiectele politice sunt pe agenda presei, ca peste tot în lume, dar nu ocupă 24 de ore din 24 ecranele televizoarelor. Oamenii aceia încă mai au și puterea să discute despre acțiuni sociale, despre mediu, despre subiecte care în România par foarte îndepărtate de agenda socială și politică, de vreme noi nu discutăm decât despre Nicolicea, Dragnea, justiție, Rădulescu mitralieră, îl schimbă, nu-l schimbă pe Tudorel, se întâmplă sau nu se întâmplă amnistia și grațierea, PSD-ul care organizează mitinguri la Craiova cu oameni care habar n-au de ce au venit acolo, multă gălăgie, mulți, i-aș numi chiar papagal politici, indivizi care dau din gură și pe stânga și pe dreapta, fără să aibă o minimă substanță a lucrurilor pe care le rostesc. Văd atât de mult populism grețos, împănat cu naționalisme, amintind de retorica anilor 90, vadimisme, dacă vreți, în politica românească, încât, sincer să fiu, bun, noi trăim în acest cerc al lumii românești zi de zi, dar mă gândesc la românii care au plecat de ceva ani din țară și care văd că se poate și altfel, că există societăți mai așezate în care politicienii își fac treaba lor, fără să bruscheze societatea cu un frison de genul ăsta, dăm sau nu dăm amnistia și grațierea. Văd că primarii își fac treaba fără să fie nevoie de mitingul taximetriștilor care blochează un întreg oraș. Nu trebuie să suni de 7 ori la primărie să-i rogi să-ți asfalteze o stradă, că ești contribuabil și plătești lună de lună contribuții mari la bugetul local și la bugetul central și la bugetele asigurărilor sociale și de sănătate. Deci societățile acelea funcționează pentru că există un mecanism în care fiecare trebuie să-și facă treaba. Și atunci gândiți-vă, oamenii aceia spun: ce fac? Mă duc în România să stau lipit de ecranul televizorului zi de zi, să-i urmăresc, urmărindu-i, să văd ce mai ordonanțe mai dau, ce se mai întâmplă. Asta este marele... Asta e marea dramă, dacă vreți. Da? Deci, cred că e nevoie, cum spuneam, de un proiect care să ne... un proiect de țară, în primul rând, care să ne facă să spunem: ok, hai, să ne urnim spre acea zonă. Desigur, e greu, pentru că e nevoie de o clasă politică mult responsabilizată și vă spun ca om care vede deja de data asta din interior cum funcționează politica românească. E nevoie și de un președinte implicat puternic în ceea ce înseamnă nu numai viața politică, ci mai ales viața socială a României. Pentru că, sigur, în mediul urban suntem foarte preocupați de ceea ce înseamnă, hai să spunem, ordonanțele lui Tudorel, le dă, nu le dă, Dragnea, care vrea sau nu vrea cu justiția. Dar la țară oamenii, de exemplu, trăiesc drama faptului că metrul cub de lemn a ajuns la 400 și ceva de lei, ceea ce pentru un țăran care consumă pe iarnă 3, poate chiar 4 metri cubi de lemn în statele în care nu există gaz, dar și dacă e gaz, tot scump este. Știm bine asta și noi la oraș, din facturi. Oamenii aceia zic: trebuie să am 1.500-2.000 de lei pe iarnă numai pentru lemne. Ori la țară, unde se trăiește din ajutoare sociale, pensiile sunt mici și agricultorii abia reușesc să trăiască peste vară din ceea ce produc. Astea sunt niște probleme extrem de dureroase pentru lumea românească, rurală mai ales. Pe final, aș vrea să discutăm puțin și despre starea justiției, că tot am amintit adineauri. Practic este o întreagă bătălie, aș numi eu, pe justiție zilele acestea. Astăzi este un cex al PSD-ului, se discută sau nu se discută remanierea lui Tudorel Toader. Cum vedeți dumneavoastră așa toată situația asta, toată bătălia pe justiție? În primul rând, cred că este de un penibil absolut ceea ce se întâmplă în momentul de față în actuala coaliție de guvernare, pentru că dau măsura nu numai a incapacității lor de a guverna o țară întreagă, ci și a faptului că, deși PSD e un partid foarte mare, că despre ei vorbim în special, selecția de cadre sau rezerva de cadre a partidului este una la cote extraordinar de reduse. Cei care conduc astăzi din poziția de miniștri guvernul României sunt personaje dubioase, ca să nu spun mai mult de atât. Unii dintre ei sunt analfabeți funcțional realmente. În ceea ce privește justiția, asigur că Liviu Dragnea, este evident, își dorește o rezolvare pentru el. Sigur că Tudorel Toader pare să fi fost suficient de șmecher încât să nu și asume și să amâne, sinedia aș putea spune, emiterea unor astfel de ordonanțe de urgență. Vedem o Viorica Dăncilă care nici ea nu mai este Dăncilă de la început de mandat. Vizita de ieri de la Palatul Victoria a ambasadorului Statelor Unite, Hans Klem, nu cred că e întâmplătoare în contextul a ceea ce se întâmplă astăzi când vorbim despre cexul PSD. Estimarea mea, sau dacă vreți, pronosticul meu, s-ar putea să mă înșel, dar la cum arată în momentul de față taberele, eu cred că Tudorel Toader va rezista în funcție. Nu va fi remaniat? Sau? Da, pentru că eu cred că există un suport puternic pe care Viorica Dăncilă îl primește în momentul de față în interiorul Partidului Social Democrat, de la oameni care nu vor nici ei înlăturarea lui Toader din fruntea justiției, nu neapărat pentru că le place Toader, ci pentru că salvarea lui Liviu Dragnea prin ordonanțe de urgență ar distruge întreg PSD-ul. Oamenii aceia există un instinct de conservare în orice partid. Vor totuși să mai aibă un partid în care să funcționeze, nu să transfere toți la Ponta, cum au făcut alții până acum. Deci ei vor să rămână în continuare cu PSD-ul. Dragnea vrea ordonanțele de urgență, dar dacă astea comportă riscul de a pulveriza PSD-ul ca partid, există, cum spuneam, un instinct de conservare și va exista un corp în jurul Vioricăi Dăncilă care nici ea nu vrea să-i fie legat numele de apariția unor astfel de ordonanțe, ar fi compromisă pe viață ca om politic, categoric, și atunci cred că va fi foarte dificilă înlăturarea lui Tudorel Toader din funcție. Nu imposibilă. Am văzut că zilele acestea circulă în spațiu public inclusiv informația că Viorica Dăncilă n-ar mai fi în aceleași relații bune cu Liviu Dragnea. Da, pentru că s-au schimbat niște lucruri între timp. Să ne așteptăm în viitorul, nu știu, apropiat la o schimbare a șefului executivului, să fie un al patrulea, sper că nu greșesc, premier al... Nu cred că mai suntem în situația în ceea ce privește pe Dăncilă în care au fost Tudose sau Grindeanu. La vremea aceea aveam un Liviu Dragnea cu mult mai multă putere decât azi. Astăzi Liviu Dragnea mie îmi face impresia, ia dacă e o vorbă mai tare, unui șobolan care fuge în permanență, nu știe, are câțiva alți șobolani cu care discută despre justiție, despre aceste ordonanțe de justiție, privind ordonanțe de urgență, privind justiția, însă pare că întotdeauna, pare că a pierdut, dacă vreți, sprijinul haitei. Nu m-aș mai uita la Liviu Dragnea ca la un personaj politic puternic, ci mai degrabă ca la un fost personaj politic puternic. Sigur că există o situație în care Dragnea poate redeveni un personaj politic puternic și acela ar fi, ferească Dumnezeu, un scor foarte bun al Partidului Social Democrat la alegerile europarlamentare. Asta ar fi o injecție cu vitamine pentru puterea politică a lui Liviu Dragnea. Sper să nu se întâmple acest lucru și sper ca românii să fi înțeles deja, indiferent că vor vota cu PMP, PNL, USR sau alte partide anti-Dragnea, că nu se mai poate cu ceea ce înseamnă astăzi actuala majoritate parlamentară. Sper ca după alegerile din 26 mai, majoritatea parlamentară actuală să fie pulverizată și Parlamentul României să poată da României un nou guvern. Și dacă ne uităm la sondaje, Partidul Social-Democrat nu prea mai stă bine, nici casele apropiate de sondare nu prea le mai dau multe șanse. Să știți un lucru, și vă spun ca om care a lucrat 20 de ani în presă și a văzut sondaje nenumărate, și ele sunt favorabile celui care, hai să spunem, plătește masa. Da? Deci cercetările sociologice cu scorurile lor reale sunt știute doar de liderii politici. Ceea ce se difuzează către publicul larg, să spunem așa, a spune mai degrabă că suportă niște, ca să folosesc un eufemism, niște cosmetizări uneori destul de brutale. Însă am trăit un episod în anii 90, când dacă întrebai pe stradă pe cineva dacă l-ar vota pe Ion Iliescu președinte, toată lumea spunea că nu o să-l voteze pe Ion Iliescu președinte. Și s-a ales Ion Iliescu cu 90 ceva la sută președinte la acel moment. În sociologie se numește spirala tăcerii. Sper să nu avem parte de un astfel de fenomen și sper ca PSD-ul să, nu o spun să fie pulverizat de pe scenă, astea sunt vorbe prea mari și n-au suport în realitate. Dar sper să atingă un scor electoral care să-i pună o oglindă în față lui Dragnea și celorlalți din PSD, să le pună o oglindă în față care să le arate exact în ce hal de hidoșenie au adus țara românească și societatea românească. Deci să li se ducă procentele în jos pe măsura răului pe care l-au făcut în acești ani de când se află la guvernare și ne-au înnebunit pe toți cu o guvernare haotică, cu o majoritate parlamentară despotică și cu o stare de agitație care, sincer să fiu, ne-a ajuns tuturor până în gât. Domnule Robert Turcescu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm, de ce nu, după momentul 26 august să punem în balanță interviul de astăzi cu un interviu de pe 27 mai. Vă spun un lucru, și nu din sondaje de opinie, ci din ceea ce simt ca fost jurnalist, să spunem, în societatea românească, și am umblat destul de mult prin țară în ultima perioadă. Eu cred că Partidul Mișcarea Populară va fi revelația acestor alegeri europarlamentare. Și chiar mi-aș dori să facem un interviu după 26 mai, să vedem dacă acest sentiment al meu a avut și suportul votului popular. Dar eu cred că vom fi revelația acestor alegeri, pentru că, repet, în fruntea listei se află cel mai bun om politic pe care, român, pe care îl poate trimite România la Bruxelles, Traian Băsescu. Vă mulțumim!